dedicată cinstirii memoriei ostașilor români căzuți în sectorul dealul Coșna în războiul de întregire națională. Detașamentul de onoare dispus în fața dumneavoastră este constituit din militari aparținând batalionului 635 apărare antiaeriană precistă, batalionului 631 tancuri Oituz din brigada 15 mecanizată Podul Înalt, batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia din brigada 61 vânători de munte general Virgil Bădulescu, muzica militară a bazei 95 aeriană erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu din Bacău și un grup aparținând asociației Tradiția Militară. Pentru buna desfășurare a activităților, adresăm rugămintea participanților de a nu pătrunde în zonele delimitate. Totodată, vă rugăm să închideți telefoanele mobile pe timpul ceremoniei. Vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, sosește reprezentantul statului major al apărării, domnul general major Ciprian Marin, comandantul diviziei 2 Infanterie Getica, însoțit de domnul Lucian Bogdanel, prefect al județului Bacău. Se intonează imnul național al României. Vă adresez rugămintea de a păstra un moment de reculegere în memoria eroilor neamului. Vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, are loc oficierea serviciului religios. Detașament pentru oficierea serviciului religios. Descoperi! Riți! Pe loc, nepo! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă Ta. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori,
pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dărui putere de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie deslegate și în cer câte de dânsii pe pământ s-au deslegat. Cel ce prinde sub Ta iubire de oameni, neînvrednicii pe noi, smeriți și nevrednici robii Tăi, să fim moștenitori acești prea sunt dar și har, ca și noi de asemenea, să legăm, să deslegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunule împărate, prin noi, smeriți și nevrednici Tăi slujitori, iartă robilor Tăi, adormiți, eroi ostași români din toate locurile și din toate timpurile, orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă toate câte au păcătuit, prin cuvânt sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alnecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din viață au bineplăcuție, iar trupurile lor să se dea firii celei de Tine zidite, că binecuvânta și prea slăvitește în veci. Amin. Și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și viață făcătorului Tău Duh, acum și curea și vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește în mijloc, Părinte, în mijloc acolo. Sufletele adormiților fericită adormire veșnică, odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului nostru românesc, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire. Le fă, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire.
pomenire veșnică lor, pomenire. În neam și în neam pomenirea lor și lefă lor veșnică, pomenire. Dumnezeu să ierte cu drepții, să-i numere iar pe noi, să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Stimate autorități centrale și locale, bravi ostași, preacucenii și preacuvioși părinți, iubiți români, jertfa ostașilor români din primul război mondial și-a câștigat un loc bine definit între actele fundamentale care au contribuit la desăvârșirea realizării identității naționale și spirituale a neamului nostru românesc, care au marcat istoria noastră, așezând patria noastră România între statele independente ale României, ale Europei. Toate evenimentele comemorative împlinite în amintirea ostașilor români au darul de a întinde un arc peste timp și a aduce în actualitate jertfa nemuritoare a eroilor care ne-au lăsat moștenire o țară liberă și demnă. Este imperios necesar să amintim faptul că aici, la mai bine de 100 de ani, pe Coșna, pe Valea Uituzului, pe Valea Cașinului sau pe dealurile Cireșoaie, Măgura sau Târgu Ocna, soldații români au scris istoria demnității naționale, câștigând libertatea unui neam îngenunchiat, când nimeni nu mai spera acest lucru. Aceste văi și dealuri au devenit atunci o redută, iar munții o adevărată catedrală naturală care au apărat pământul sfânt al României prin jertfa sângelui. Devine astfel un sfânt chivot al ostașului român, pe altarul căruia munții țin candela aprinsă și credința noastră aduc în amintire viața lor nemuritoare. Iubiții mei, Hristos Dumnezeu să primească rugăciunea pe care astăzi am înălțat-o pentru eroii acestui neam binecuvântat, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească și să ocrotească România și pe români, păstrându-i în unitate de neam și de credință. Semnează Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și al Bacăului. Vă mulțumim! Dumnezeule, vino în ajutorul meu! Doamne, grăbește-te să mă ajuți! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Aleluia! Măresc biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc măririrea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cele ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia cavare,
pierd iarășarul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voios te vom întâmpina. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i în veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Strigi către tine, Doamne, strigi către tine, Doamne, divin într-o adâncuri strigi către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii viria zorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire, și El va izbăvi pe Israel de toate fără de legile Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Strigi către tine, Doamne. Fraților, ne rugăm bunului Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul răposaților, eloilor, neamilor, neamului căzuți pe aceste meleaguri, pentru ca răscumpărați fiind din moarte, iertați fiind de păcatele lor, împăcați cu Tatăl Ceresc și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește, și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Doamne, îndură-te de ei, Tatăle nostru! Sfințească se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă
astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Amin. Doamne Dumnezeule, Tu ești lumina credincioșilor și viața sfinților și a martirilor. Tu ne-ai mântuit prin moartea și învierea Fiului Tău. Te rugăm, fii milostiv cu eroii neamului nostru căzuți pe pământul nostru și învrednicește-i să te vadă în strălucirea veșnică pentru că au crezut în misterul răscumpărării și și-au manifestat iubirea față de neam și de patrie prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna veșnică dolor, Doamne, și lumina fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace. Amin. Onorată asistență, dragi militari, iubiți credincioși, dragi confrați preoți, dragi oaspeți și prieteni și iubitori de neam, înainte de a da glasul episcopului nostru, aș vrea să ascultați aceste îndemnuri ale sale doar în acea tăcere a pământului care vorbește prin sângele martirilor. Și dacă am avea posibilitatea să ne plecăm urechea spre acest pământ și să ascultăm o voce, am ascultat cu siguranță vocea martirilor noștri. Pe lângă această voce, vă rog să primiți și vocea bisericii noastre. Am primit cu adâncă recunoștință invitația de a spune câteva cuvinte la această festivitate de comemorare a eroilor căzuți în luptele date aici în timpul primului război mondial pe aceste dealuri binecuvântate de Dumnezeu și de sângele martirilor, ostașilor, eroilor neamului nostru. În acel timp, mii de ostași catolici au răspuns chemării patriei, luptând umăr la umăr cu românii de alte confesiuni, mulți dintre ei căzând pe câmpul de luptă. Și astăzi ați văzut, suntem însoțiți, nu i-am adus noi, ci au venit credincioșii noștri din toate satele din jur, pentru că aceste înălțimi ale munților sunt locuite de cei mai mulți catolici. Din păcate, eroii noștri de multe ori nu au avut parte atunci în timpul războiului de asistență spirituală pe care și-au dorit-o, neavând parte nici măcar de iertarea păcatelor înainte de a muri. Acest fapt a produs rânduri eroase în inimile păstorilor sufletești și ale familiilor catolice din Moldova, care au sprijinit pe deplin cauza României. Acesta a fost principalul motiv care a dus la inițiative ale preoților catolici de pe Valea Siretului, de pe Valea Trotușului, de pe Valea Oituzului, de a ridica în acele momente grele pentru țară, chiar înainte de încheierea păcii, monumente comemorative pe plăcile cărora au fost trecute numele eroilor căzuți pe front. În toate parohiile noastre avem astfel de monumente cu eroii neamului nostru. Biserica Romano-Catolică din Moldova a fost alături de armata română, de regele Ferdinand I și de guvernul țării, iar documentele din arhive demonstrează clar acest lucru și modul patriotic în care păstorul diecezei de atunci, părintele franciscan Ulderic Cipoloni, și-a îndeplinit datoria, oferind armatei române clădiri din Iași, care au fost puse la dispoziția Marelui Cartier General, sau au fost transformate în spitale militare. De asemenea, seminariile și instituțiile religioase și-au încetat voluntar activitatea pentru a-și oferi clădirile armatei. Eroii români trebuie să rămână pentru noi și pentru generațiile viitoare un imbold la sacrificiu, o chemare la o viață demnă, o lecție din care să învățăm că progresul românilor depinde de implicarea gratuită și totală a fiecăruia în parte. Astăzi aducem prinos de mulțumire pentru acești eroi ai neamului și ne rugăm cu speranța că într-o zi
vom fi cu toții binecuvântați și primiți de Dumnezeu în casa Tatălui Ceresc. Dumnezeu să-i odihnească, semnează episcopul de Iași, Iosif Păuleț. Vă mulțumim pentru atenție și Domnul să ne binecuvânteze pe toți în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Urmează rostirea de alocuțiuni. Stimați invitați, onorată asistență, în următoarele momente, domnul Marius Gabriel Gheorghiță, primarul comunei Pârgărești, va adresa un cuvânt de întâmpinare. Bună ziua, excelențele voastre, reprezentanții Franței și ai Germaniei, dragi oaspeți, domnilor generali, preacucernici părinți, onorată asistență, am să vă spun câteva gânduri de mulțumire și de proiecte viitoare ce le vom avea în Comuna Pârgărești. Dragi militari, dumneavoastră astăzi v-ați făcut datoria ca și eroii noștri față de partid, de patrie. În primul rând vreau să aduc mulțumiri domnului președinte europarlamentar Dragoș Benea, pentru că din 2008, de când era președinte al Consiliului Județean Bacău, a fost aproape de comunitatea noastră și de Comuna Pârgărești. Vă mulțumim, domnule președinte! Îi mulțumesc domnului prefect pentru prezență și pentru prietenia manifestată de fiecare dată față de locuitorii și de această regiune. Vreau să-i mulțumesc și domnului vicepreședinte Pamfil Gelu, un iubitor al acestui loc, fiind prezent de mai multe ori împreună cu familia pentru a respira acest aer curat. Mulțumesc și colegilor mei primari, domnul primar Baciu de la Slănic Moldova, domnul primar Cristi Ciubotaru de la Târgu Ocna și am să fac o provocare acum. Aș propune colegilor mei primari, pentru că este o zonă atât de frumoasă și ne leagă de Slănic Moldova și de Târgu Ocna, am putea dezvolta această zonă, să zicem, eroică. Am putea gândi câteva proiecte pe viitor pentru a lega acest traseu de Cireșoaia, de Oituz, de Târgu Ocna, pentru a avea posibilitatea de a oferi pachete turiștilor noștri, pentru că avem zone extraordinare. Vă mulțumesc! Și domnilor primari, vă rog să vă gândiți la această propunere. Dacă avem Transfăgărășanul, avem Transalpina, am putea avea, poate un pic exagerată propunerea, dar am putea spune Transeroica, să legăm aceste localități pentru a arăta generațiilor viitoare că și noi ne-am făcut datoria față de patrie. Mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte. Mulțumesc asociațiilor care au fost aproape și sunt aproape de noi. Aș aduce o mulțumire specială asociațiilor, Asociația Veteranilor și Veteranilor cu Dizabilități, care au fost pentru prima dată în acest an aproape de noi și au pus sufletul pentru organizarea și demonstrația care va urma cu elicopterele și avioanele, cu aviația împreună. Vă mulțumesc tuturor! Dacă am uitat pe cineva, îmi cer scuze, dar sper să ne vedem în fiecare an și să dezvoltăm cât mai mult această zonă. Vă mulțumesc din suflet! Adresăm invitația de a lua cuvântul reprezentantului statului major al apărării, domnul general major Ciprian Marin, comandantul diviziei 2 Infanterie Getica. Distinși reprezentanți ai autorităților locale, iubiți tineri și părinți care ați venit cu tinerii, cu copiii dumneavoastră aici, stimați reprezentanți ai ambasadei Franței și Germaniei, descendenți ai eroului francez Paul Berge, stimați camarazi și tuturor celorlalți care sunteți împreună cu noi aici.
Sunt onorat să reprezint statul major al apărării, structura care a aprobat în urmă cu 3 ani organizarea acestei ceremonii anuale. Suntem onorați de prezența dumneavoastră aici, din partea ambasadei Franței, încă de la inaugurarea acestui ansamblu monumental și la fel pentru inițierea participării dumneavoastră a ambasadei Germaniei la această ceremonie. Și nutrim speranța ca în coordonare cu dumneavoastră să putem să dezvoltăm acest ansamblu. De asemenea, aș vrea să spun că mă aflu pentru prima oară aici și mi-am adus aminte de Miorița. Nu știu dacă cei care au scris balada au trecut pe aici, dar cu siguranță este un loc de inspirație. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, este exact ceea ce vedem aici. Chiar dacă vremea acum, în consonanță cu sentimentele noastre, cumva de tristețe, aducându-ne aminte de momentele prin care au trecut acești ostași, cei care au fost străbunicii noștri, ne putem imagina că acea, așa zis, poartă a dracului sau iad, cum era denumit acest local, această culme, în acele vremuri sub bombardamente, acum putem să spunem că este o gură a raiului. De ce spun asta și revin la Miorița? Pentru că aici, acolo unde pare că cerul se întâlnește cu pământul, putem să zicem că se deschide sau s-a deschis în acel moment o poartă către rai. Iar sufletele luptătorilor, eroilor, care sunt și ei personajele unei balade, a unei legende, care ne servește ca exemplu nouă tuturor celor care suntem ostași, care îmbrăcăm haina militară și nu numai, chiar și tinerilor pe care cu atâta satisfacție îi putem vedea aici. Îi cinstim cu această ocazie pe cei care și-au jertfit viața pentru un scop mai nobil decât ei înșiși, decât viața lor. Le mulțumim cu recunoștință pentru tot ce ne-au făcut pentru noi, pentru moștenirea lăsată, și ne plecăm cu pioșenie în fața gestului acestora. Nu vreau să închei înainte de a le mulțumi tuturor celor care au făcut posibil acest proiect. Este vorba de grupul de acțiune, cei care sunt și prospectori a istoriei, atât de frumos se denumesc, Coșna, și au făcut din acest loc un loc special al memoriei. Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest ansamblu, voluntari, sponsori și militari, toți cei care au contribuit la acest proiect măreț. Nutrez speranța că acesta se va dezvolta, așa cum am auzit și administrația locală. Am fost onorat să fiu aici și Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei căzuți la datorie. Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului colonel în rezervă dr. Dan Prisăcaru, reprezentantul grupului de acțiune Ansamblul Monumental Comemorativ de pe dealul Coșna. Domnule general comandant al diviziei 2 Infanterie Getica, domnilor generali, distinși reprezentanți ai autorităților centrale și teritoriale, ai Parlamentului European, ai ambasadelor Franței și Germaniei, preacuceniciei voastre, dragi camarazi, onorată asistență. Este o bucurie și o onoare să fim împreună astăzi și aici pe dealul Coșna, la ceremonialul militar organizat cu sprijinul statului major al apărării și al structurilor desemnate din forțele terestre și forțele aeriene române împreună cu autoritățile locale. Desfășurarea anuală, începând cu 5 octombrie 2019, a unui eveniment de o asemenea învergură, evidențiază că proiectul grupului de acțiune Coșna este viabil și trebuie dezvoltat în continuare. După cum se cunoaște, acum 105 ani, aici, pe dealul Coșna, precum și pe dealul Cireșoaia, Mănăstirea Cașinului și alte locuri din zonă, din păcate mai puțin cunoscute și mediatizate, au avut loc confruntări armate îndârjite pentru apărarea țării, care s-au integrat în eroica rezistență românească de la porțile Moldovei, asigurând supraviețuirea statului român și înfăptuirea idealului de unitate națională. Pe aceste locuri au căzut la datorie mii și mii de militari din armatele României și aliaților săi, precum și din armatele adversarilor noștri de la acea vreme. Se știe că militarul se află sub jurământ în serviciul țării sale și trebuie să-și îndeplinească misiunea acolo unde este trimis să lupte.
scopul războaielor și legitimitatea acțiunilor armate nu sunt decise de militare din front, ci reprezintă chestiuni care dețin de decizia politică a statelor și a evenimentelor internaționale grave care au avut loc de-a lungul vremurilor și timpurilor. Din nefericire, astfel de evenimente grave au loc și în prezent, războiul actual din Ucraina fiind un dramatic exemplu în acest sens. Este de datoria noastră să nu uităm lecțiile amare ale trecutului, să învățăm din tragismul acestora și să ne respectăm eroii care s-au jertfit pentru țară. Readucem în atenție că grupul de acțiune Coșna, constituit din Asociația Prospectului Istoriei, Asociația Regimentul 15 Infanterie, Primăria Comunei Pârgărești și filiala Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, a demarat acest proiect în iulie 2019 și doar în 3 luni de zile s-a reușit ridicarea ansamblului monumental de aici în cea mai mare parte din donații și sponsorizări, continuând astfel tradiția interbelică. În anii 2020, 2021 și anul acesta, cu sprijinul autorităților locale și județene, precum și prin voluntariat, donații și sponsorizări, au continuat lucrările de dezvoltare la ansamblul monumental Coșna, fapt pentru care reiterăm mulțumirile noastre calde și camaraderești pentru toți cei care ne-au ajutat în proiectul comun. Folosim prilejul că sunt prezenți alături de noi reprezentanții militari din Ambasada Germaniei în România pentru prima dată, pentru a transmite că ne vom strădui ca până la ceremonialul militar de anul viitor, ansamblul monumental de pe dealul Coșna să fie completat cu cea de-a treia cruce comemorativă, precum și cu o placă de onoare, pe care să fie inscripționat următorul text: onoare și respect ostașilor căzuți la datorie pentru țara lor în această zonă, în confruntările armate din anii 1916-1918. Suntem hotărâți ca împreună să dezvoltăm proiectul Coșna și să realizăm aici, în etape, cu sprijinul autorităților locale și centrale, precum și prin invitarea entităților abilitate din Franța, Germania, Austria și Ungaria, un ansamblu memorial internațional în care să fie comemorați toți cei peste 14.000 de militari căzuți în luptă pentru țara lor în întreaga zonă. Reiterăm și cu acest prilej apelul nostru către Prefectura Județului Bacău, Consiliul Județean Bacău, Direcția de Cultură a Județului Bacău, Muzeul Județean Iulian Antonescu, presa locală, asociațiile cadrelor militare rezervă și retragere, alte entități de stat și private, de a face front comun pentru a realiza cu fonduri europene nerambursabile proiectul istorico-turistic, cultural și memorial Drumul Memoriei, care se include toată zestrea de opere comemorative de pe alineamentul Oituz, Coșna, Mănăstirea Cașii, Cireșoaia și zona adiacentă. Toți vom avea de câștigat din țară și în străinătate dacă proiectul va fi pus în practică. Închei adresând calde și camaraderești mulțumiri tuturor celor care au fost și ne sunt alături în proiectul Coșna, militari și civili, instituții publice, agenții economici, donatori, sponsori și oameni de bine. Gratitudine și respect. Vă asigurăm că suntem hotărâți să le facem cât mai bine datoria. Numai împreună și prin acțiune întrunită vom izvândi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Adresăm invitația de a lua cuvântul reprezentantului militar al Ambasadei Republicii Franceze în România, domnul Fabrice Picardat. Bună ziua! Mulțumesc! I'm sorry, my Romanian is very low, so I'm trying to speak in English and after I'm switching in French. Mon général, messieurs les officiers, chers amis, chers camarades, c'est un très grand honneur au nom de l'ambassade de France et encore plus de la mission de défense d'être présent aujourd'hui pour cette commémoration. Commémoration qui célèbre une fraternité d'armes entre la France et la Roumanie, une réussite commune entre les armées françaises et les armées roumaines pour une période sombre de notre histoire, mais aussi une période de franche camaraderie, raison pour laquelle aujourd'hui l'armée française est encore au soutien de l'armée roumaine pour un front commun sur l'est de notre continent. Soyez certains que nous serons toujours à vos côtés et que notre réussite ne s'arrêtera pas au combat de la Grande Guerre. Merci à tous, merci à toutes et au plaisir de vous revoir. Applaudissements.
Adresăm invitația de la cuvântul reprezentanților militari ai Ambasadei Republicii Federale Germania în România, domnilor Arț Reinhardt și Georg Nadel. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Georg Itzau, sehr geehrte Herren Geistlichen, sehr geehrte geladene Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder. Stimatul domnule primar Gheorghe Iță, preasfinția voastră, stimați invitați de onoare, stimate doamne și domni, dragi copii. Die deutsche Botschaft bedankt sich sehr herzlich für die Einladung an dieser besonderen Veranstaltung. Ambasada Republicii Federale Germania dorește să vă mulțumească pentru invitația la acest eveniment deosebit. Wir haben uns hier gemeinsam versammelt, um allen gefallenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg zu gedenken. Ne-am adunat astăzi aici pentru a-i comemora pe toți soldații căzuți la datorie în primul război mondial. Es ist uns besonders wichtig, dass wir hier zusammen als Freunde dieses Ereignis erleben dürfen. Este deosebit de important pentru noi să putem trăi acest eveniment împreună cu dumneavoastră ca prieteni. Leider gibt es aktuell viele Kriege und Konflikte auf der Welt, sogar in unserer Nachbarschaft, und wir alle müssen alles daran setzen, diese Konflikte zu beenden und in Zukunft zu verhindern. Din nefericire, în prezent există multe războaie și conflicte în lume, chiar în vecinătatea noastră. De aceea trebuie să depunem cu toții toate eforturile necesare pentru a pune capăt acestor conflicte și pentru a le preveni pe viitor. Dies können wir aber nur lösen, indem wir unseren Zusammenhalt immer wieder aufs Neue beweisen und uns gegenseitig helfen und stärken. Putem rezolva această problemă doar dovedindu-ne din nou coeziunea prin ajutorare și consolidare reciprocă. Darum bitten wir euch alle, lasst uns heute zusammen unseren gefallenen Soldaten gedenken und dadurch ein Zeichen des Friedens setzen. Vielen Dank. Prin urmare, vă rugăm pe tot să ne amintim astăzi împreună de soldații noștri căzuți la datorie și să transmitem astfel un semn de pace. Vă mulțumim! Adresăm invitația domnului Ion Luncanu de a prezenta mesajul șefului departamentului Souvenir Francez, domnul general Gilles Glin. Stimați invitați, onorată asistență, îți transmit mesajul lui domnului general Gilles Glin, delegat departamental al Souvenir Francez. Delegația de generală a Souvenir Francez pentru Pirineii Orientali dorește să salute munca excepțională privind memoria eroilor desfășurată de grupul de acțiune comemorativă Coșna, cât și pe invitații la eveniment. Sunt impresionante onorurile pe care le aduceți francezilor, eroilor din misiunea generalului Berlot și mai ales unuia dintre ofițerii săi, locotenentul Berge, acest ofițer care a murit în luptă în fruntea unei unități de soldați români, a fraților săi de armă. Respectând tradiția, chiar și ea, soldații francezi sunt alături de camarazilor români pe diferite teatre de operațiuni. Voi parafraza doar un moment petrecut în timpul paradei militare a Victoriei din 14 iunie 1919, când în cursul defilării detașamentului român, pe sub arcul de triumf din Paris, generalul Berthelot s-a adresat generalului Ferdinand Foch cu următoarele cuvinte: salutații Foch, sunt familia. Respect, recunoștință și neuitare eroilor. Mulțumesc! Onorată asistență, adresăm invitația de a lua cuvântul domnului plutonier ajutant în rezervă Raul Simion, reprezentant al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de Mir.
Mulțumesc, am onoarea să vă salut. În numele președintelui Asociației Veteranilor Militari și a Militarilor cu Dizabilități din Teatrele de Operație, Sfântul Dimitrie Zvorătorul de Mir, domnul locotenent în retragere Marius Apostol, care a pus bazele acestei asociații, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru invitația care mi-ați acordat-o și onoarea care am avut-o să facem parte din organizatorii acestui eveniment de anul acesta. Dumnezeu să ierte pe cei care au căzut pe acest câmp de luptă, Dumnezeu să ierte pe cei care au murit în toate războaiele de-a lungul istoriei civilizației, Dumnezeu să ierte pe militarii români, cei 30 de militari români care și-au dat viața în teatrele de operații din Irak, Afganistan, Kosovo, Somalia, Angola și pe, Angola și pe unde am mai participat. Vreau să-i felicit pe veteranii militari care sunt chiar în fața noastră, parte din ei având misiuni în teatrele de operații, pentru modul în care s-au prezentat la acest eveniment, și să dea Dumnezeu ca pe viitor să nu mai avem pierderi în lupte, să nu mai avem răniți. Vreau să vă aduc la cunoștință că din teatrele de operații avem 230 de răniți și vor mai apărea, pentru că mulți vor avea sechele. Și să nu uităm că doar împreună putem susține veteranii. Vă mulțumesc! Onorată asistență, adresăm invitația de a lua cuvântul domnului Lucian Bogdanel, prefectul județului Bacău. Domnule primar, distinși invitați, onorat auditor, comemorăm faptele de arme petrecute pe dealul Coșna în poate cel mai complicat moment din istoria noastră recentă. După 2 ani de turbulențe, cu pandemie și inerentele ei consecințe negative, războiul de agresiune din Ucraina, dar mai ales folosirea grânelor și a energiei pe post de armă geopolitică, prefațează o perioadă cel puțin la fel de dificilă. Nu o vom putea depăși decât împreună, stând unul pentru altul, așa cum eroii de pe dealul Coșna au stat unul pentru altul în august 1917, apărând, chiar cu prețul vieții, această înălțime strategică hotărătoare pentru deznodământul bătăliei de la Uituț. Ce lecție prețioasă ne oferă astăzi această jertfă? Cea mai importantă este, fără îndoială, lecția sacrificiului. Compatrioții care au pierut aici nu s-au gândit că au de ales. Au consimțit la sacrificiu suprem, călăuziți de credința în neam, patrie și neatârnare. Avem o moștenire istorică ce ne obligă, un trecut căruia nu-i putem da sens decât făurindu-ne un viitor pe măsură. Onorată asistență, ecoul unui vechi adagiu latin, care a străbătut veacurile până la noi, ne reamintește că dacă vrei pace, pregătește războiul. Si vis pacem, parabelum. Războiul nu a fost și nu poate fi o soluție în Europa secolului 21, dar pacea rămâne acel ideal sacru pentru salvgardarea căruia trebuie să fim tot timpul pregătiți, gata să înfruntăm orice scenariu posibil. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe eroii neamului, Dumnezeu să binecuvânteze România. Onorată asistență, domnul Voicu Dănuț, președinte al Asociației Naționale Culturi Eroilor Regina Maria, filiala județeană Bacău, va înmâna plachete aniversare. Bună ziua! Onorată asistență, preacucernici părinți, doamnelor, domnișoarelor, iubiți tineri, dragi militari! Ne aflăm la a patra ediție la această manifestare pe dealul Coșna. Cultul eroilor nu a lipsit și nu va lipsi niciodată de la astfel de evenimente, care marchează lanțul de monumente. Acesta este ultimul monument întregitor de la statuia lui Constantin Mușat până la mormântul lui Emil Rebreanu.
Voi trece direct la înmânarea plachetelor aniversare. Noi ne desfășurăm, așa cum se știe, activitatea sub patronajul Ministerului Apărării Naționale. Avem plăcerea să mânăm astăzi placheta aniversară domnului general Ciprian Marin. De asemenea, se înmânează placheta aniversară domnului prefect al județului Bacău, domnul Lucian Gabriel Bogdanel. Placheta aniversară se înmânează la un colaborator care de-a lungul a mai bine de două decenii a sprijinit toate activitățile cultului eroilor, de la construirea de monumente, activitățile de cinstire și comemorare a tuturor eroilor județului Bacău. Este vorba despre domnul Dragoș Benea. Placheta aniversară se înmânează Consiliului Județean Bacău, domnului vicepreședinte Gelu Panfil. Vă rog să permiteți să facem un gest deosebit, să înmânăm câte o plachetă aniversară reprezentanților ambasadei franceze. Aceeași plachetă aniversară reprezentanților ambasadei Republicii Federale Germania. Plachetă aniversară domnului primar Marius Gabriel Gheorghiță, gazda noastră, fără de care nu se putea întâmpla, nu se putea întâmpla astfel de lucruri. Placheta aniversară reprezentantului grupului de acțiune, prietenul nostru, care este vorba de domnul colonel în retragere, dr. Dan Prisăcaru. Împreună cu grupul de acțiune am avut activități și la capela din Udești, unde s-au plantat 16 stejari, din care cultul eroilor Bacău 5 l-au dat denumirea localităților eroice din Bacău. Uituz, Mănăstirea Cașin, Firește, Coșna, Cireșoaia și Valea Uzului. Placheta aniversară se înmânează domnului președinte al sucursalei militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități, Sfântul Dumitrie Izvorător de Mir, Bacău, domnul Raul Simion. Vă mulțumim pentru înrăbdarea cu care ne-ați făcut posibilă să ne prezentăm distincțiile noastre. Neamul este etern prin cultul eroilor. Vă mulțumim! Onorată asistență, urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Activitatea se va desfășura conform legii 215 din 2016, completată de legea 86 din 2020, emisă de Parlamentul României. Prima coroană. Se depune o coroană de flori din partea Parlamentului European.
Se depune o coroană de flori din partea instituției prefectului județului Bacău. Depune o coroană de flori din partea unităților administrativ-teritoriale Pârgărești, Oituz și Târgu Ocna. Din partea Consiliului Județean Bacău. Se depune o coroană de flori din partea Ambasadei Republicii Franceze în România. Depune coroană de flori din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în România. Se depune coroană de flori din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Thank you.
pune coroană de flori din partea decanatului romano-catolic. Se depune coroană de flori din partea Ministerului Apărării Naționale. Ceremonia depunerii coroanelor de flori s-a încheiat. Conform legii 215 din 2016, completată de legea 86 din 2020, emise de Parlamentul României, după încheierea ceremoniei oficiale, mai pot fi depuse coroane, gerbe sau buchete de flori din partea altor entități sau persoane. Onorată asistență! Urmează constituirea dispozitivului pentru defilare. Thank you.
Doamnelor și domnilor, ceremonia militară a luat sfârșit. În continuare, reivindicanța acestată a exercitului de măsură simplă este ocupată de patronizare a patronului și respectivă comandă. Aquila cruciată și coronată, care reprezintă România.